Salutare, dragii mei! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Sănătate în Bucate și pe această cale vreau să vă mulțumesc că pregătiți rețetele noastre și vă bucurați de ele. Eu sunt Corina Dascălu, nutriționist și fondatoarea programelor Detox Delivery, iar astăzi am decis să vă distrez. Pentru că gătitul în bucătărie trebuie să fie și o distracție. Atunci când gătim cu pasiune, cu ingrediente sănătoase și mai punem și multă, multă iubire, mâncarea ne iese absolut delicioasă. Astăzi vom găti sushi, și anume sushi vegane. Pentru această rețetă vom avea nevoie de multe vegetale. În cazul de față am pregătit aici avocado, ardei, morcov, castravete. Pentru sos o să ne trebuiască sosul de soia, oțetul de orez, un pic de zahăr, o să vedeți mai târziu de ce, susan negru, frunze de salate și evident două ingrediente de bază care nu pot lipsi atunci când pregătim sushi sunt orezul și foile de nori. Rețeta dată nu conține făină, gluten și nici proteină de origine animală, adică acel pește sau fructe de mare cu care suntem obișnuiți, dar cu toate acestea vă asigur că sunt nu doar sățioase, dar și foarte, foarte gustoase. Avem nevoie să gătim orezul. El de fapt a fost pus la hidratat timp de 30 de minute. Este nevoie să-l mai și fierbem timp de 13 minute. În procesul de fierbere, vă recomand să acoperiți vasul unde fierbe orezul cu o folie de aluminiu, pentru că doar așa veți reuși să obțineți orezul cu bob întreg. În timp ce orezul nostru încă se fierbe, vom pregăti sosul pentru orez, iar pentru aceasta vom avea nevoie de o lingură de zahăr, 7 linguri de oțet de orez și o lingură de ulei Mitolio. Apropo, toate aceste ingrediente le găsiți în magazinele Linela, așa că atunci când vreți să vă pregătiți această rețetă sau oricare altă rețetă de sushi, să știți că la Linela se găsesc toate ingredientele. Am pus oțetul, zahărul și uleiul în acest ibric și așteptăm să fie încălzit. Orezul nostru este gata. Vom adăuga peste el sosul pe care l-am pregătit din timp, dar să aveți mare grijă să nu fierbeți acest sos, adică e nevoie doar să-l încălziți. Îl vom adăuga peste orez și vom amesteca foarte și foarte ușor ca să nu zdrobim boabele de orez. Ceea ce vă recomand eu e ca această rețetă să o pregătiți în weekend, dacă tot ziceam că ne distrăm gătind sushi împreună cu familia, mai ales cu copiii, de ce nu puteți să-i implicați în procesul de gătire. Și apropo, atunci când sunt implicați în procesul de gătire, copiii sunt mai deschiși să guste acele alimente. De asemenea, puteți să înlocuiți orezul cu quinoa dacă vă doriți să aveți o cantitate mai mare de proteină. Și încă un lucru pe care aș vrea să-l cunoașteți e că pseudocereala quinoa conține foarte multă proteină. Mai ales pentru cei care nu consumă produse de origine animală, eu vă recomand să o includeți în alimentația voastră. O să avem nevoie de foile de nori. Așa. Pentru că fără ele nu putem să pregătim sushi. Și încă un accesoriu important în tot acest proces este covorașul din bambuc, pe care l-am învelit într-o folie de plastic ca să nu se lipească orezul. Primul mega roll este gata, evident că nu-l mâncați așa întreg pentru că trebuie încă tăiat, dar ce vreau eu să vă zic? Foile de nori sunt niște alge care nu ar trebui neglijate în alimentația noastră pentru că ne oferă o cantitate foarte mare de micronutrienți, cum ar fi iodul. Și apropo, în foile de nori o să găsiți mai mult omega-3 decât în avocado, mai mult calciu decât în lapte și vitamine cum ar fi A, C, K și 88% din necesarul zilnic de fier. O recomandare pe care vreau să vă ofer este să muiați de fiecare dată cuțitul, vârful cuțitului în apă ca să tăieți mai ușor. Și
Și pentru că vă ziceam de distracție în bucătărie, să știți că cu această rețetă chiar puteți să improvizați. De exemplu, de data aceasta voi pregăti o altă combinație de ingrediente. Vom avea nevoie de foaia de nori, orezul, avocado, castravete, pentru că nu l-am utilizat în prima rețetă, și frunzele de salată. Apropo, dacă vă doriți să mergeți pe varianta avocadului sigur, adică cea cremoasă, alegeți de fiecare dată avocado Hass, pe care, apropo, îl găsiți în magazinele Linela. După cum ați observat, această rețetă este una foarte și foarte simplă și se gătește rapid. Cu siguranță aveți acasă ingredientele necesare, dar dacă nu le aveți, un magazin Linela vă este tot timpul aproape de casa voastră, unde vă puteți aproviziona cu toate ingredientele pentru a pregăti un sushi vegan. Sușele noastre sunt gata, platourile sunt pregătite. Sper că v-am făcut curioși și pe voi să gătiți această rețetă, iar atunci când o faceți, vă invit să dați tag paginei Linela și mie, Corina Dascălu, nutriționist, să ne spuneți cum v-au reușit. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea voastră!